Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Numele meu este Daniel și astăzi vreau să vă prezint mașina de găurit și înșurubat de la Total, modelul TDLi 225. Această mașină de găurit și înșurubat vine vândută și livrată în această cutie de carton și este un set foarte interesant pentru că înăuntru găsiți și o gentuță din material textil ca să vă puneți acolo înăuntru și mașina și acumulatorul și încărcătorul plus alte accesorii cu care mai vine această mașină în set. De asemenea, găsiți doi acumulatori total 20V max cu 2 Ah, sunt aceștia. Aici avem adaptorul pentru încărcare, se folosește în acest fel, se bagă acumulatorul în acest adaptor, iar acest transformator va trebui să îl conectăm, bineînțeles, la rețeaua electrică și acest jack va trebui conectat aici la acest adaptor. Acesta este sistemul de încărcare al acumulatorilor pe această mașină de găurit și înșurubat, iar transformatorul poate încărca cu până la 0,8 Ah pe oră. O să-l pun aici și pe acesta. Tot în acest set o să mai găsiți o cutiuță foarte simpatică din plastic transparentă, iar înăuntru o să găsiți câțiva biți, câteva burghie și bineînțeles câteva holșuruburi. O să încerc să văd cum fac să vi le arăt ca să nu vărs pe aici toate holșuruburile. Așa arată cutia, o cutie foarte simpatică, găsiți câteva accesorii de bază elementare acolo. Este foarte binevenită această cutiuță și bineînțeles, în afară de mașina de găurit și înșurubat, mai găsiți aici manualele tehnice ale mașinii în cazul în care doriți să aprofundați mai multe informații despre buna funcționare a acestei mașini. Haideți acum să aruncăm o privire și asupra mașinii de găurit și înșurubat, bineînțeles, de la Total, modelul TDLi 225. Așa cum puteți observa, vine cu o mandrină din plastic care are o deschidere de la 0,8 mm până la 10 mm. Aici avem un inel pentru selectarea câtorva trepte de cuplu atunci când avem nevoie să folosim o treaptă inferioară de cuplu pentru înșurubarea holșuruburilor mai mici. Avem 15 trepte pe acest inel de ambreia și, bineînțeles, o treaptă de găurire. Aici putem să fructificăm forța maximă pe care o dezvoltă această mașină, care este una de 45 de Nm maxim. Aici deasupra avem un selector de unde putem comuta foarte simplu între cele două viteze ale acestei mașini, care este prima viteză, treapta 1, avem 400 de rotații pe minut, iar la treapta 2 avem 1500 de rotații pe minut. Îmi place mânerul la această mașină pentru că este unul foarte ergonomic, este îmbrăcat în materiale care oferă o aderență foarte bună la mână, indiferent că folosim mașina cu mâna goală sau cu mănușă. Întrerupătorul este unul cu turație variabilă ca să putem controla foarte bine accesoriile atunci când avem nevoie. Are, bineînțeles, și un selector pentru schimbarea sensului de rotație. Aici, sub mandrină, sub inelul de selectare a treptelor de ambreiaj, aveți și o lumină de lucru, o lumină binevenită, care o să vă fie de folos atunci când aveți nevoie să lucrați cu această mașină în zone un pic mai slab iluminate. Și, bineînțeles, aici slotul pentru acumulator, l-am introdus eu puțin mai devreme, intră foarte simplu și este fix, nu oferă niciun fel de joc. O mașină ușoară, ergonomică, îmi place cum este echilibrată, dar mergem imediat să vedem și cum se comportă în câteva teste de sarcină. Haideți să vedem câteva demonstrații în sarcină cu această mașină de găurit și înșurubat de la Total.